Am făcut anunțul, l-am reiterat, am mai spus, am așteptat ziua de bilanț, astfel încât să îmi intemez propunerea de reinvestire, pentru că nu eu reinvestesc, nu ministrul. Ministrul face o propunere, voi demara imediat, voi trimite, așa cum se cuvine, o scrisoare la CSM. Știți că propunerea ministrului se face înainte de a trimite președintelui, se face cu avizul CSM. Și deci primul pas este să trimit la CSM spre avizare această propunere. A existat o discuție cu Klaus Iohannis anterior acestei decizii pe care ați luat-o? Nu, n-am avut nicio discuție cu președintele special despre această procedură. Am avut discuții la începutul mandatului meu cu privire la prioritățile mele și la cum văd eu procedura legală de despre care am vorbit că trebuie să fie transparentă și de semnare a procurorilor. Dar nu am discutat cu președintele în mod special despre reinvestirea doamnei procuror șef Chioveși. Vă întrebam deoarece ați declarat la un moment dat că veți da șansă și altor procurori. Nu, eu am declarat la început și după aceea am declarat la început că reinvestirea într-o țară și într-o societate care pune foarte multă pasiune în cele ale justiției, că ar fi poate necuvenit ca în primele săptămâni de mandat să mă apuc să fac eu judecăți de valoare. Sigur că între timp eu știam rapoartele MCV și știam, citisem bilanțurile DNA, deci cunoșteam despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție sub conducerea doamnei Chioveși. Dar mi-am luat luxul de a avea câteva săptămâni de reflexie și am ieșit, cred că, la sfârșitul lunii decembrie și am dat ca foarte probabil această reinvestire. Deci nu este o știre astăzi, este ceva ce am anunțat de mult. Luați în calcul o ordonanță de urgență pentru modificarea, mă rog, armonizarea acelui articol privind supravegherea tehnică, pentru că cei de la CCR în finalul comunicatului au spus că deja au informat guvernul. Da, păi, sigur, guvernul este informat în primul rând printr-un comunicat de presă pe care curtea îl dă întotdeauna atunci când adoptă o decizie. Aș dori ca la acest moment să nu fac comentarii, întrucât aștept motivarea curții, dar asigur pe toată lumea că Ministerul Justiției, în calitatea sa de co-inițiator, lucrează cu parchetele, cu toate parchetele, cu Ministerul Public, cu DIICOT, cu DNA, astfel încât înainte să facem o propunere să avem o imagine exactă a ceea ce înseamnă decizia aceasta pentru România, în termen inclusiv de resurse financiare, știți, pentru că să dezvolți o asemenea infrastructură, probabil că nu este deloc ieftin. Franța, de exemplu, ca să dau un exemplu dintr-un stat membru, a mutat această structură la nivelul Ministerului Justiției, iar perioada de tranziție a fost de 10 ani. Au luat decizia în 2006 și numai la sfârșitul lui martie 2016, Ministerul Justiției va avea o structură în cadrul acestui minister francez, da, care să facă ceea ce înainte făceau alte organe abilitate ale statului. Deci încerc împreună cu parchetele, cu toți factorii interesați, să vedem ce anume este de făcut, astfel încât propunerea pe care o facem ca minister să fie una bazată pe să fie o decizie informată sau o propunere informată. Da, vă rog. Să înțeleg, spuneți că practic va fi preluat de la SRI acea atribuție. Eu nu spun nimic. Eu numai spun că deocamdată discutăm cu parchetele, cu SRI, da, astfel încât propunerea pe care o face ministerul să fie una informată. Deci nu știu să vă spun la acest moment ce fel de ordonanță de urgență, dacă va fi o ordonanță de urgență, dar înclin să cred că va fi o ordonanță de urgență, pentru că un hiatus este ceva ce România nu-și permite, nu după ce a investit atât de mult în eficientizarea parchetelor din România, Ministerului Public în general, că vorbesc de tot Ministerul Public, nu numai de lupta împotriva corupției. Avem cauze de omor, de exemplu, în care se fac, sigur, interceptări. Iar eu am obligația ca ministru să mă asigur că nu există, și ca minister, că nu există niciun hiatus între ce am avut până acum și soluția viitoare, indiferent care va fi aceasta. Veți susține prezența Procurorului General în CSAT? Este prematur să fac o asemenea afirmație. Pot numai să afirm că am aflat despre o asemenea propunere a Ministerului Public odată cu dumneavoastră ieri din comunicatul Ager Press. Deci în discuțiile mele anterioare instituționale cu Ministerul Public nu am avut cunoștință despre astfel de preocupare a Ministerului Public. Așa că și aici îmi rezerv dreptul să reflectez un pic. Sigur, e în spațiu public, nu sunt eu singurul membru CSAT.
N-am o problemă de plan cu această abordare. Spun numai că eu am aflat ieri odată cu toată lumea din comunicatul de presă al Ministerului Public. În legătură cu solicitarea Procurorului General cu cererea Procurorului General în ceea ce privește dosarul Revoluției de a analiza. Cum comentați acest lucru? Nu comentez în niciun fel decizia Ministerului Public. În ce fază se află procedura de alegere a unui procuror general? N-am primit nicio candidatură. Suntem în faza în care, ca să vă citez, în etapa în care am lansat public procedura, cred că era 17 februarie și avem termen până pe 16 martie. Nu am primit nicio candidatură, dar profit că vorbesc cu presa, se asigură pe toți procurorii care au vocația dată de lege, integritatea, viziunea și curajul de a face un pas înainte, să se înscrie, pentru că toată lumea va avea o șansă egală, indiferent de zvonurile care se vehiculează în interiorul magistraturii, în exteriorul ei, în spațiul public. Nu există altceva decât o procedură deschisă și îi rog încă o dată pe toți cei despre care am spus să facă pasul înainte și dacă sunt dedicați profesiei lor, să-și depună candidaturile și, insist, toată lumea are o șansă egală. Dar finalizată ancheta în penitenciare? Toate instanțele să ia în considerare faptul că s-a plătit prejudiciul înainte. Nu, n-am înțeles. Puteți repeta puțin întrebarea? Vedeți propună practica unitară pentru toate instanțele privind propunerea direcției? Evident, cred că întrebarea este retorică. Evident că văd oportună. Noi cheltuim noi și alte state membre sau nemembre ale Uniunii. Statele Unite, de exemplu, toți cheltuim, există un preț al urmăririi penale. Și dacă vrem ca societății să-i se redea ce i s-a luat societății, evident că hotărârile trebuie executate. În general, hotărârile trebuie. Este ca și cum atunci când aș divorța, ca să vorbim într-un domeniu neconflictual, nu cel penal, aș divorța și în realitate nu mă despart de soțul sau soția mea, am o hotărâre, dar nu o punem în executare, cum vi s-ar părea? Procesul ar fi incomplet, iar executarea hotărârii face parte din procesul penal, că despre el discutăm. Este o etapă a procesului penal. Doamna ministru, ancheta ultima întrebare. S-a finalizat? Nu s-a finalizat. Imediat ce se va finaliza ancheta din penitenciar, am să fac publice concluziile acestei anchete. Lucrați la modificarea legii în legătură cu cărțile scrise de deținut, ce se va întâmpla? Că e suspendată? Eu spun că, cum am mai zis și în alte ocazii, eu spun să avem răbdare. Am suspendat acum nici o lună. Comunicatul guvernului cred că a fost foarte clar. Lucrăm ca să identificăm cea mai bună soluție. Am spus care este opinia mea, o reiterez. Locul cercetării științifice nu este în penitenciar, dar s-ar putea să găsim modalități prin care cei care au făcut cercetare științifică în viața lor profesională ca acest beneficiu să rămână. Însă atrag atenția asupra faptului, vă invit pe toți, invit pe toți cei care ne urmăresc să se uite la beneficiu dat de lege, care e deja discriminatoriu. 30 de zile pentru o lucrare științifică este un beneficiu și pentru a munci 4 zile, deci dacă muncești 4 zile, faci muncă fizică 4 zile, primești o zi de beneficiu. Și profit să spun că am fost în penitenciare ca cel din Brăila, sper ca cei de acolo să mă vadă. Sunt persoane care sunt condamnate într-un regim deschis și semideschis, ceea ce înseamnă că au dreptul la muncă, și sunt persoane care n-au muncit o zi timp de 2-3 ani. Și vreau să pun ca și toată lumea. Nu cred că cineva îmi poate spune acum că eu știu un brutar care își face foarte bine meseria, este mai puțin meritoriu decât un avocat ca mine care își face bine meseria. Cred că important în viață este să ne facem bine meseria. Nu contează care meserie. Așa că pun egal, da, între munca fizică și munca intelectuală, absolut. Ați declarat că trebuie sprijinită ANAF-ul pentru a pune în executare hotărârile judecătorești, ale judecătorilor independenți. Da, e ultima întrebare. Aveți informații care exista și judecători care nu sunt independenți? Nu, n-am informații care exista judecători care nu sunt independenți, iar dacă ar exista asemenea informații, nu este rolul și rostul Ministrului Justiției să facă asemenea comentarii. Și judecătorul este cetățean și în măsura în care își încalcă statutul profesional, avem legi, proceduri în țara aceasta care nu sunt în mâna Ministrului Justiției. Mulțumesc mult!